مرحبا اسمي ماريان مارشيل تشرفت بما رفاتك سالوتاره eu sunt ماريان مارشيل și voi vă uitați la vlogul de călătorie ماريان ادفنتشر. Așa cum vă spuneam ieri, în vlogul de ieri, situațiile se schimbă de la zi la zi, de la oră la oră. Ieri vă spuneam că am cumpărat un bilet de autobuz ca să ajung la Al Ula. Dar pentru asta trebuia să stau într-un autobuz care pleca diseară la ora 10 și ajungea în Tabuk. Și trebuia să stau în autobuz 14 ore. Era îngrozitor, dar am zis asta e, n-am ce să fac, am luat biletul. Și după aia, mâine, pe la 2, aveam alt autobuz din Tabuk la Al Ula. Așa că am luat biletele astea de autobuz, dar aseară, uitându-mă pe hartă, mi-am dat seama că e o mare prostie. Asta e, lipsa de informație, plus că eu fac foarte multe lucruri din impuls, din primul impuls. Ceea ce nu întotdeauna este bine, trebuie să recunosc. Așa că văzând pe hartă că Tabuk este mult mai departe de Al Ula, practic eu trebuia să fac în plus vreo 1000, nu chiar 1000, vreo 800 de kilometri trebuia să fac în plus doar ca să ajung în Al Ula. Bine, toate astea din cauza că eu nefiind musulman nu puteam intra în Medina, pentru că toate autobuzele directe mergeau prin Medina. Asta e. Am luat biletul de autobuz, dar aseară, ajungând acasă și dându-mi seama ce mare prostie am făcut, m-am apucat de săpat prin cotloanele internetului și ghiciți ce? Am găsit un zbor cu o companie... Ce-i, mă? Vin aici, ai puișori, da? Ia, vin aici. Așa, cum vă spuneam, căutând prin cotloanele internetului, am găsit o companie saudită care se cheamă... Ce faci tu? Care se cheamă Fly a Deal. Chiar așa se cheamă. Și chiar asta am prins eu. Am prins un mega deal cu un zbor Jeddah Tabuk. Bineînțeles, eu nici nu mă gândeam la varianta asta de zboruri, eu căutam zboruri doar Jeddah Al Ula. Dar, văzând unde este Tabuk, unde este Al Ula, am căutat zbor Jeddah Tabuk. Și bineînțeles că am găsit un zbor pentru diseară la suma de 200 de lei, adică exact cât am dat eu pe biletul ăsta de autobuz. Am zis, prost sunt, prost, foarte prost. Asta e, mi-am asumat și atunci am sunat la compania de autobuze să văd dacă pot să returnez biletul. Și spre surprinderea mea, chiar am putut. Bineînțeles, mi-au ținut o taxă de 30% din valoare, aia am pierdut-o, dar oricum îmi convine enorm pentru că am scăpat de stat în autobuz 14 ore, ceea ce numai la asta mă gândeam, nici n-am dormit prea bine la gândul ăsta. Așa că, diseară, o să zbor la Tabuk, mi-am luat o cazare în Tabuk, găsisem ceva foarte ieftin, gen 80 de lei, care mi-am și rezervat-o. Și o să stau liniștit în Tabuk până mâine la ora 2, când segmentul ălălalt de autobuz Tabuk Al Ula mi-a rămas valid. Mă urc frumos în autobuz, odihnit, 4 ore, seara sunt în Al Ula. Așa că până la urmă din nou a fost o întoarcere de situație, dar spre bine. Asta e, când călătorești fără să știi prea multe locuri despre locul unde ești, mai dai și kicks, pățăști, dar până la urmă totul s-a rezolvat. Ca buget, sunt un pic peste bugetul programat, adică un pic mai bine,
Dar, bineînțeles că mă așteptam la asta, așa că voi recupera prin destinațiile următoare. N-am ce să fac, o să trebuiască să recuperez unde știu sigur că se poate, am mai fost pe acolo, cunosc totul, o să pot recupera de acolo. Până una altă, astăzi o să ne plimbăm prin Jeddah, orașul vechi, Balad, o să vizităm pe aici niște obiective turistice, o să vedem poarta Mecca, care este foarte cunoscută, și alte obiective turistice din centrul vechi al orașului Jeddah. Este superb să te plimbi prin Al-Balad, adică orașul vechi Jeddah. Peste tot miroase a shisha și a condimente arabești. Foarte fain. Aceasta este poarta Mecca din Balad, orașul vechi Jeddah. Este considerat punctul de plecare al musulmanilor care vin să facă pelerinajul numit Hajj la Mecca. Este un punct de întâlnire, iar de aici pleacă spre orașul sfânt Mecca. Și eu plec mai departe în călătoria mea de anul ăsta, tot de aici, de la poarta Mecca. Astăzi o să mă plimb cu rucsacul în spate, pentru că n-am găsit unde să-l las. Așa că o să mă duc cu el în spate câteva ore pe aici, prin orașul vechi, după care o să mă duc în aeroport. Oricum îmi prinde bine, pentru că neapărat trebuie să dau burtocul jos. Aceasta este fix moscheea lui Bin Laden. Al lui Mohammed Bin Laden, nu Osama Bin Laden. Nu tot centrul istoric din Jeddah este renovat. Aici, unde mă plimb acum, în zona moscheii Bin Laden, nu este ca în buricul târgului. Aici sunt clădiri mai dărăpânate. Arată gen Deira din Dubai sau alte zone de prin Egipt. Aceste case de aici, din centrul vechi al orașului Jeddah, sunt foarte vechi. Pentru pasionații de istorie, aici este un loc de neratat. Aceste case sunt undeva din secolul 7. Parfumurile de aici sunt foarte interesante. De câte ori trece pe lângă mine o femeie, miroase extraordinar. Folosesc niște parfumuri excepționale. Bine, nici eu nu mă las mai prejos, că și eu am parfumul meu special din Egipt, tot ceva de genul. Deci, efectiv, m-am rătăcit. În momentul ăsta, habar n-am pe unde sunt. O să îmi pornesc Google Maps-ul să văd, să mă reorientez, să ies cumva de aici, de prin străduțele astea înguste. Hai să vedem cum arată și un mall aici, în centru vechi. Un mall cu cămilele astea de aur.
Ia să vedem. Mall-ul ăsta este fix în centru. În centru vechi. Destul de interesant. Atâta că eu nu sunt fan mall-uri. N-am ce să zic, fain, curat. Dar nu e de mine. Haideți să vă mai arăt și ceva mâncare, că ieri nu v-am arătat deloc. Adevărul că ieri n-am prea mâncat. Am mâncat ce mai avusesem de cumpărat din supermarket. Aici, în orașul vechi, mi-am luat această shawarma, de aici, de la shawarmeria asta, pentru care am dat 5 lei. Și o cafea care a fost 2 lei. Deci, în orașul vechi, prețurile sunt extrem de mici. Și shawarma e foarte bună. În clipul care îl vedeți voi acum, am inserat și imaginile astea care sunt de fapt de aseară. Am zis să vă arăt atmosfera de pe faleza mării și seara. Să vedeți care este atmosfera de aici și seara. Pentru că efectiv s-a umplut de lume. Foarte, foarte fain. Toată lumea a venit cu covoarele și stă la picnic. Sau pur și simplu stă și povestește. Plus că aici e ceva foarte interesant, într-adevăr. În spatele meu e o coloană imensă de apă care arată într-un fel foarte mișto. O să vă arăt și pe cealaltă cameră, că probabil se vede mai bine. Adică despre coloana asta de apă vă povesteam. Luminată, care arată foarte mișto. Toată lumea vine și se uită la spectacolul oferit de această fântână arteziană, că de fapt asta e. Efectiv s-a umplut aici de lume. Toată lumea stă de povești și admiră coloana de apă. Am plecat spre aeroport, de unde voi zbura spre Tabuk diseară. Am un nou prieten, șoferul meu. Hello. Majid? Majid, yeah. Majid. From Yemen. From Yemen? Yep, oh. Exactly. Nice to meet you. Nice to meet you too, man. Și diseară o să zbor la Tabuk, în inima deșertului. Sunt în aeroportul din Jeddah, unde m-a adus prietenul meu Majid, care mi-a povestit pe drum foarte multe lucruri despre Arabia Saudită din ultimii ani. Aici s-au întâmplat foarte multe schimbări în ultimii ani și cea mai importantă este că s-a desființat poliția religioasă. Da, exista așa ceva în trecut aici, care ținea sub control foarte strict populația. Nu puteai să faci absolut nimic, erau cu ochii pe tine tot timpul. Dar acum lucrurile merg mult mai bine. De când s-a desființat poliția asta religioasă. De aici, din Jeddah, o să zbor în 2 ore la Tabuk, care este un orășel în mijlocul deșertului. Așa că sunt foarte curios să văd cam ce e pe acolo. O să stau în noaptea asta la un hotel în Tabuk și mâine pe la ora 2 am autobuz mai departe spre
al ULA. Acum nu știu ce o să fac în al ULA, pentru că din nou aflu informații peste informații. Ce am găsit până acum e că situl Madain Saleh ar fi închis, pentru că tocmai se pregătesc pentru a face un nou centru de vizitare turistică și că ar fi închis. Acum nu știu, când o să ajung acolo o să vă dau mai multe detalii. N-am găsit nimic despre prețuri, n-am găsit nimic despre cum se poate vizita situl ăsta. Informația e foarte, foarte puțină pe net. Dar odată ajuns acolo, o să vă arăt și vouă ce... O să vă spun și vouă cum e, concret, de la fața locului. O să închei vlogul acesta aici, în aeroport, pentru a avea timp să-l editez și să îl urc, să profit de netul de aici, din aeroport. Vlogul de mâine va fi cu zborul de astăzi și cu cazarea mea din seara asta din Tabuk. Dimineață o să arunc o privire prin Tabuk, prin orășelul ăsta deșertic, și după aia o să iau autobuzul spre al ULA, unde este situl Madain Saleh. Deci mâine seară trebuie să fiu în Madain Saleh, ne vedem de acolo. Vreau să vă mulțumesc pentru că mă urmăriți, vreau să urez bun venit noilor veniți pe canal, să vă salut pe cei mai vechi. Dacă vă plac călătoriile mele, dați un like, un share, iar dacă vreți să vedeți și următoarele mele aventuri, care sper să fie interesante, puteți să vă și abonați la canal. Până mâine, vă spun, masalam!